Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, anunță că emiterea rovinietelor și a peajelor ar putea fi întreruptă de joi seara de la ora 19 până duminică 12 aprilie, ora 23:59. CNAIR anunță utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrăzi că din cauza unor intervenții la sistemele informatice ce au implicații în funcționarea corespunzătoare, ce urmează a avea loc în perioada 9-4-2020, ora 19 și 12-4-2020, ora 23:59, emiterea peajelor și a rovinietelor prin intermediul SMS a portalului www.erovinieta.ro și a aplicației destinate telefonelor mobile, e-tarife, nu va fi posibil sau va funcționa cu intermitențe. În aceste condiții, pentru a evita aplicarea unor sancțiuni contravenționale, utilizatorii au obligația de a achita tarifele la punctele de lucru ale distribuitorilor.